5 octombrie. Dacă toamna găsim grăunțe multe în găurile de hârciogi, e semn de iarnă grea cu omăt. Dar dacă toamna e caldă, iarna e lungă. Florile de înfloresc în aceste zile de toamnă, există probabilitatea să ningă cât mai repede. Legendele vorbesc despre oamenii pe care i-a făcut Dumnezeu că au început a face la copii și tot făceau în toată ziua câte unul. Așa a vrut Dumnezeu ca să se facă zilele. În ziua întâi a făcut pe duminica fată, apoi pe luni bărbat, pe marți bărbat, pe miercurea femeie, pe joi bărbat, apoi pe vinerea femeie, precum și pe sâmbătă, ca să aibă oamenii sfinți zile. Azi o pomenim pe Sfânta Haritina, cea care fiind orfană din copilărie a fost crescută ca pe propria fiică de Claudiu cel Pios și a dorit să-și petreacă toată viața în feciorie, asemenea unei adevărate mirese a lui Hristos și împărțea tuturor dragostea sa pentru credință. Guvernatorul Domitius a arestat-o, supunând-o la chinuri înfricoșătoare, iar când judecătorul a poruncit ca în cele din urmă Sfânta Haritea să fie violată de către niște tineri, aceasta s-a rugat la Dumnezeu să-i primească sufletul și pe când se ruga, trupul ei a rămas neînsuflețit, iar sufletul s-a dus către veșnicul mire Hristos.